Parcul din fața companiei antibiotice își are rădăcinile în anul 1955, anul în care fabrica și-a început activitatea. Încă de atunci, destinul vindecător al companiei antibiotice a inclus preocuparea pentru un stil de viață sănătos, grija pentru natură și ocrotirea mediului înconjurător. După terminarea construcției fabricii, angajații au plantat câte un copac în locul care despărțea uzina de șosea. La început erau niște mlădițe subțiri și plăpânde. Cu timpul, acestea au crescut și au format o veritabilă perdea forestieră de protecție. Acele firave mlădițe au devenit arborii de astăzi. În anul 2020, cu ocazia împlinirii a 65 de ani de existență a companiei antibiotice Iași, parcul a fost reamenajat și a devenit Parcul Prieteniei A+. Cu o suprafață totală de 25.000 de metri pătrați, parcul cuprinde o zonă împădurită și de gazon, cu peste 1.000 de copaci și arbuști, fiind alcătuit din trei zone. Un spațiu recreativ cu alei și bănci, un loc de joacă pentru copii și un teren de sport. Parcul Prieteniei A+, este un proiect de responsabilitate socială a companiei antibiotice, sub egida Antibiotice, un brand prietenos, fiind un arc peste timp ce oferă o oază de relaxare pentru comunitate și un loc de joacă destinat copiilor. Ansamblul monumental fântână arteziană și statuie din fața fabricii antibiotice a fost executat de sculptorul Constantin Baraschi la începutul anilor 60. Statuia reprezintă o femeie cu un copil și este considerată un omagiu adus maternității. Cu prilejul aniversării a 65 de ani, compania antibiotice a restaurat acest monument sub atenta supraveghere a specialiștilor restauratori din cadrul Complexului Național Muzeal Moldova Iași. Antibiotice. De 65 de ani lucrăm de o viață pentru viață.